Știți că împărtășim aceleași emoții de prietenie, de stimă, de respect. Cu siguranță trăirile mai frumoase sunt alături. Sperăm să avem o întâlnire cât mai curând, însă în familiile noastre. Mulțumim mult și încă o dată felicitări pentru că aveți curajul să-i surprindeți pe toți cei care sunt prietenii, rudele și oamenii apropiați. Mulțumesc mult! Pentru că nu este deloc ușor să găsești cuvintele potrivite atunci când vrei să trimiți mesaje de la mulți ani, te ajutăm noi cu surprize la ușa ta. Livrăm dragoste, fericire și emoții. Pentru ca persoana ta dragă să se simtă importantă și iubită. Lasă-ne un mesaj și vom duce dragoste la ușa ta. În timpul activităților de sală și v-a sunat telefonul permanent. M-ați sunat permanent și am decis, cumva zic, să nu deranjez pe elevii mei. Vă salutăm cu mare drag și am venit la un eveniment foarte frumos. M-am găsit cu greu, dar m-am găsit pentru că cineva ne-a trimis să vă aducem câteva daruri frumoase. Cineva care vă stimează și vă iubește. Cred că v-ați dat seama atunci când eu v-am spus de unde este coletul, da? Da, da, da. De la cine? Am spus, este o veche prietenă. Și cu mătră Tatiana. Da, foarte eu, corect, din Franța, care iubește să fac surprize la toți, da. Pentru că ea mi-a spus astăzi că iubește pe toți oamenii dragi și dumneavoastră țineți în rândurile oamenilor dragi care a hotărât astăzi să vă surprindă. Și uitați-vă, acest cuș cu de toate este pentru dumneavoastră, vă rog, da, mult. Mulțumim mult. Așa, este vitamine, aveți nevoie acum perioada. S-a întors înapoi iarna la noi, văd că am adus o tortă delicioasă, este pentru dumneavoastră, la doamna Tatiana, care vine cu cuvintele frumoase și vă urează multă sănătate, vă urează fericire, vă estimează foarte mult și vă dorește să vă împlinească visurile. Acolo era un text frumos, e un tată la doi copii, dacă nu mă greșesc, și e un foarte bun instructor, așa, dintre care eu țin minte ce ne-a spus ea. Și uitați-vă că noi vă dorim din partea ei sănătate și din partea noastră, vă dorim să vă realizați visurile, să mergeți pe calea pe care o mergeți, pentru că aveți elevi și un profesor în viață are pe urmă foarte multe întâlniri frumoase cu foștii elevi. Iar noi vă dorim că oamenii dragi care zi de zi îi stați alături să vă fie întotdeauna pretutindeni, să vă spui bună ziua. Vă dorim ca familia dumneavoastră să vă fie sănătoasă, să vă bucurați de copiii dumneavoastră și de doamna Tatiana, care n-a uitat în această zi. Da, și aici puteți să lăsați ceva frumos. Da, mulțumim. Mulțumim foarte mult pentru surpriză. Ca întotdeauna, pe neașteptate, surprizele sunt cele mai frumoase. Ne bucurăm mult că, chiar dacă suntem la distanță, nu uitați de noi. Să știți că împărtășim aceleași emoții de prietenie, de stimă, de respect. Cu siguranță trăirile mai frumoase sunt alături. Sperăm să avem o întâlnire cât mai curând, însă în familiile noastre. Mulțumim mult și încă o dată felicitări pentru că aveți curajul să-i surprindeți pe toți cei care sunt prietenii, rudele și oamenii apropiați. Mulțumesc mult! Cu mare drag, acest mesaj o să fie neapărat predestinat doamnei Tatiana, care vă iubește, iar noi vă dorim și noi multă sănătate, vă dorim fericire, să aveți o revedere cât mai curând și să vă stimați precum vă stimează ea. Mulțumim. La mulți ani și o zi frumoasă în continuare. Mulțumim mult!